se văd pe români cântându-și propria piesă. O mică, mare bucurie este atunci când vezi pe canalul tău că ai în plus subscriberi 1, 2, 3, cât mai mulți și să ajungi tu cât mai mare. Ok, Ane, un lucru care mă face pe mine fericită e o înghețată. De ce? Pentru că iarna nu găsesc înghețată și vara e prea multă și n-am timp să o mănânc. Deci, asta e problema. Nu știu dacă e o boală sau e o plăcere. Hei, Ane, micile mele bucurii sunt tu, fiindcă îmi faci viața mai frumoasă, deci, Ane, te susțin în continuare. Animalele, fiindcă țin foarte mult la ele. Prietenii, YouTube-ul, fiindcă pe el îmi petrec majoritatea parte din zi. Părinții și familia. Bună, Ane, sunt Măli și vreau întâi să te felicit pentru cei 40.000 de abonați, pentru că n-am avut ocazia să o fac. Și acum să trecem la subiect, micile bucurii ale vieții. Nu prea am ideea care ar fi, dar poate pentru mine ar fi, de ce nu, prima întâlnire. Sau, de ce la mate, de ce nu. Sau, pur și simplu faptul că afară este cald și, în sfârșit, poți să ies și e super ok. Pe pup! Mă bucură enorm de mult să stau cu ei, să vorbesc cu ei și mă bucură ideea că mereu o să-mi fie alături la bine și la greu și că nu o să fiu niciodată singură pentru că ei o să-mi fie mereu alături. E o senzație foarte plăcută care mie mi-a zis o bucurie enormă. Apoi mă bucură ziua mea de naștere. Este o zi specială pentru mine care mie îmi dă o stare de bucurie enormă în fiecare an. Mă bucură să primesc cadouri, mă bucură să primesc persoane dragi, mă bucură să primesc urări, mă bucură foarte mult și simt că sunt mereu sunt apreciată și sunt iubită de persoane. Ane Marie, eu sunt Stoica Andrei din orașul Petrila și lucrurile care îmi plac mie sunt prietenii, familia, viața, muzica, desenul. Lucrurile care mă pricep. Oamenii care mă fac pe mine fericită sunt youtuberii, asta nu o spun pentru ieșini, pentru atenție, asta o spun pentru a vă mulțumi, pentru efortul depus. Și vă mulțumesc a mea oară, ție și tuturor youtuberilor pentru munca depusă. I love blogul de marți. De marți. Ce mișto e, Ane Marie. Te iubim, Ane Marie. Pentru mine, micile bucurii ale vieții ar fi când îți cumperi o înghețată sau când observi că e extrem de cald afară sau te întâlnești cu o persoană pe care n-ai mai văzut-o de mult timp, efectiv, foarte mult timp, sau primești ceva ce îți doreai cu ardoare și ești așa extrem de bucuros și încă nu ți-ai revenit din șoc pentru că îți doreai chestia aia de mult timp și nu te așteptai să o primești în ziua respectivă. Bună, Ane, numele meu este Daniel și mica mea plăcere este ca după o zi de luni obositoare de școală să mă duc acasă și să mă trântesc în pat și să mă relaxez. Bună, Ane! Vreau să-ți arăt micile mele bucurii ale vieții. Ea este Sara, prima mea bucurie. El este Tomiță, a doua mea bucurie a vieții și altă bucurie a vieții mele. Mă numesc Ane Marie, iar mica mea plăcere a vieții este să scriu pe un site numit Wattpad, unde de obicei scriu numai adolescenții și când primesc comentarii la cartea mea, de ce nu îți iubesc cartea, vreau un exact capitol sau de genul, e foarte drăguț și îmi place extrem de mult. Următoarele 3 minute urmărești vlogul de marți. Una din bucurile vieții este atunci când cineva zâmbește. Mie una, mi seminează toată ziua și mă face să mă simt de 10 ori mai bine. Micile plăceri ale vieții sunt numeroase pentru fiecare dintre noi. Printre ale mele se numără o ieșire cu prietenii, o mini ședință foto sau un banc foarte amuzant. Cu această ocazie vreau să-ți mulțumesc, Tiane, pentru ceea ce faci și să te felicit pentru asta, fiindcă e minunat fiecare clip pe care îl postezi, ne face să zâmbim și ne face să ne gândim la propria noastră viață, să ne comparăm viețile cu a ta și să vedem că fiecare lucru are frumusețea lui. Pentru astea îți mulțumim mult și mult succes în continuare!
Salut, Ane! Pentru mine, micile bucurii ale vieții sunt statul cu familia, ori prietenii, ieșitul pe afară, vremea frumoasă, statul la laptop, cititul, emisiunile interesante la televizor, vizionarea youtuberilor foarte talentați din România și internaționali. Bună, Ane! În acest video îți voi arăta micile mele bucurii ale vieții. În primul rând, îmi place să-mi petrec timpul cu sora mea mai mică. Mă umple inima de bucurie când sunt tristă și mă înveselește mereu. În al doilea rând, îmi place să privesc acest mini turnefel primit de la tatăl meu. Sunt profund legată de acest cadou. Și în al treilea rând, îmi place să privesc această brățară primită de la prietena mea. Când o privesc, îmi aduc aminte de toate amintirile frumoase petrecute cu ea. Mersi, Ane, că mi-ai privit videoul și sper că te voi vedea într-o zi. Pa! Salut, Ane! Sunt Vane și pălăria asta nu stă bine. Sunt una dintre cele mai mari fane și vreau să spun două dintre bucuriile vieții mele, micile bucurii. Una este atunci când stau cu cei mai buni prieteni undeva pe un câmp sau cu cei pe care îi iubesc și depăneam amintiri de când eram mici și boacnele pe care le făceam. Iar cealaltă este când stau seara cu cea mai bună prietenă și ne uităm la un film, iar ea râde de mine cum plâng la filmul ăla.